Salut, dragi, bine am găsit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2. După cum vedeți, pe fundal, după cum bine auziți, mai bine zis, pe fundal toarce un motor de Audi A8. Acest Audi foarte, foarte frumos, îi putem atinge și lumina dacă sunt deranjante, dar este seară, aproape dimineața și va trebui să le folosim. Poziții scurtă și lunga deja e mai mult decât suficient. Bineînțeles, dacă mai vreți episod de Euro Truck Simulator 2, puteți să apăsați butonul de like și dacă vreți să intrați și voi în familie, aveți în partea din dreapta sus câți abonați în momentul de față. Așa că nu ezitați să intrați și voi în familie pentru episoade noi, car vloguri și alte cele. Bun, interiorul mașinii se aude mult mai încet, motorul însă se aude când o turezi. Se aude puțin, puțin mai tare. Interiorul este foarte bine făcut, o să caut modul și o să vi-l las în descriere. De data asta chiar mă ține promisiunea și las în descriere. Dacă văd că o să prindă episoadele de genul ăsta și se mai vor episoade de genul, o să mai punem. Mi se pare foarte bine optimizat interiorul, adică tind să cred că este cam ca în realitate. În bord are undeva la 260 și s-am reușit să prind mai mult de atât. Singura fază este să prinzi un drum suficient de drept și de liber pentru a putea ajunge la viteza respectivă. Hai să plecăm cu Antea, de exemplu. Cu Antea, dacă pleci, se turează la maxim deja prin 50 și e destul de nasol pentru că pur și simplu, ia să vedem, uite, analizările frumos. Destul de nasol pentru că o redresezi greu de la o viteză foarte, foarte mare. Uite, hai să încercăm să mergem, de exemplu, între... Ok, am apăsat pe prea multe butoane, se mai întâmplă și chestiile astea, stați așa. Și am reintrat. Uite, merge cu a 6-a la 80, ca să vedeți că până și turațiile sunt foarte, foarte bine optimizate. Bine, cu a 6-a o să crească mai greu, satul mare. Deci am intrat în satul mare, bun, uite. Hai să mergem la 70 la oră, uite, 75. Undeva la 1000 și un pic de ture, ceea ce mi se pare destul de real. Pentru că, dacă, de exemplu, eu dau pe a 3-a și accelerăm în blană, se duce până pe la vreo 100, ceea ce și eu cred că e cam așa lucru. În schimb, nu știu ce motor are mașina asta, că până la urmă e un mod. Nu știu unde am pus checkpoint-ul ăsta, dar văd că pe aici. Nu e pe aici. Nu e pe aici. Am cred că trebuie să fac la stânga aici. Bineînțeles, și prin bord toate cele se aprind, adică... Mă refer la martorii luminoși din bord. Deci, modul e chiar ok. Apropo de asta, mașina o luat de la dealerul uman, pentru cei care se întreabă. De fapt, eu trebuie să merg înapoi. Hai că o să întorc undeva pe aici. Semnalizările frumos, acolo ți arată și un consum, ți arată estimativ cât mai mergi cu motorina din rezervor, pentru că tind să cred că este diesel. Ți arată mai multe chestii, cum ar fi temperatura de afară, din câte știu eu ar trebui să fie aia. Dar folosesc foarte des frâna de mână pentru că sunt obligat, datorită faptului că accelerează foarte... Ok, încerc să-i dau pe întâia și nu o ia. Uite, cu a doua ar trebui să prinde vreo 77. Deci eu zic că e destul de realist raportul cutiei de viteze. Totuși, nu știu dacă e diesel pentru că se duce până în 8000 de ture prima la mână. Și faza e că se aude ca un diesel probabil pentru că este un simulator de tiruri. Și poate asta e una dintre scuze, să zicem. Dar accelerează destul ok. Bine, am prins și modul care accelera mult mai repede decât atât. Dar decât să fie foarte Pokémon și să prindă o viteză extrem de mare la o turație foarte mică sau într-o treaptă foarte mică, prefer să fie așa mai real și să... Nu știu, uite, cu a 4-a, de exemplu, să facem un test, facem câteva teste, pentru că, pe urmă, probabil titlul va fi testăm un Audi A8. Uite, 159, i-am dat-o pe a 5-a, băgăm aici o depășire. Eu am prins maxim vreo 260-70 cu ea. Singura idee e că mai vin curbe, aba nu, aia știu că pot să o iau cu viteza asta. Trebuie să-i dăm cât mai până în blană ca să dăm după aia 6-a. Am dat-o și pe a 6-a. Păi, uiteți, și bordul e foarte bine optimizat. Eu zic că între 6 la 6000 de ture, să zice, cu benzinarul, cam atât ai, cam 250 și ceva. Zic să mai frânez puțin aici pentru că este podul și o să sar de pe asfalt cum era de așteptat. Deci eu zic că turațiile din bord sunt destul de bine optimizate cu realitatea. Dacă nu mă răstorn sau ceva, ar fi super ok. I-am dat-o pe a doua, dar n-am reușit să mă opresc decât în copacul ăsta, bineînțeles. Deși trebuie să recunosc că a decelerat destul de mult, dar am avut pretenții prea mari să aibă, să ia cu 230 curba, știi? Și este foarte probabil să fi rămas aici, oare? Singura fază este să... O să iasă până la urmă, uite, are numărul de Cluj. Mamă, de ce turat în blană, ia să checăm cu a întâia. Cu a doua, de fapt, să ieșim. Deci se vede clar că ea încearcă, dar nimic. Mai încercăm o dată înapoi dacă nu o să mergem la service. Da, am înțeles. Am avut pretenții prea mari, totuși, o curba aia cu 200 și ceva era destul de greu. Dar, da, totuși... Ok, s-a făcut și zi cu ocazia asta, mergem frumos aici, reparăm. Apropo de asta, să vedeți cam care e treaba și cu upgrade-ul mașinii. De exemplu, aici poți să iei pe ceva accesorii, interiorul doar pe ăsta l-are. Deci uite, pentru alte moduri veniți frumos aici și vă selectați, dar
Nu cred că, adică văd că vi s-a pus acolo chestie care e degeaba. Și în rest nu aveți ce să modificați decât culoare, dar mie mi se pare că pe mașină de genul ăsta, mai în stilul ăsta de limuzină, cel mai bine dă un negru. Și bordul, nu știu, am făcut live cu mașina asta și mi-au zis mulți că bordul este stricat de culoarea asta, deși nu cred, mie mi se pare că de destul de bine. Hai că aștept și tu. Uite, cu întâia în blană 50, a doua zi și voi vreo 70, bine, acum bate soarele și nu se mai vede exact. Dar, ce să zic acum? Totuși eu zic că viteza e destul de reală, nu știu dacă are cineva sau dacă aveți vreunul în realitate mașină de genul ăsta, dar dacă aveți, puteți foarte simplu să-mi spuneți dacă turațiile sunt reale și dacă viteza pe care o ating eu în anumite condiții este reală. Cu a 5-a deja, na, singura fază este că mai vin curbe și asta te încurcă destul de mult. Uite, 250, 260 și ceva. Ori mă fac praf, ori mă fac praf în față e tipul ăsta și nu știu dacă o să am pe unde să-l evit. Exact ce ziceam. Frate, am luat DM 100%, ești prost? Dar totuși mașina încă merge, gata, și încă accelerează, deci nu mi s-a oprit motorul, dar am DM 100%. Și am dat cu vreo 200 și ceva în el și uite că mașina încă accelerează. Dar dacă va fi să se oprească motorul, fac pare că nu o să mai pornească. Și deja s-a de ciudat motorul, pentru că până la urmă are DM 100%, adică e într-un stadiu destul de nasol. Uite că a prins deja 180. Îi mai dăm și ăstuia una. Oricum. Deci faza e că nu mi s-a oprit motorul și asta e un lucru super bun. Uite, nu mi s-a oprit motorul, surprinzător. Dar accelerează oricum mai greu. Dar în schimb prinde aceeași viteză. Uite, tot la 100 se duce. A, pe doar pe a treia pot să-i mai dau, de ce clar. A, din nou rămăsesem între a 6 și acum am făcut greșeală că am decelerat. A revenit în treapta A. Nu îmi spune că s-a oprit motorul pentru că de aici nu cred că o să reușesc să mai pornesc. Nu o să mai pornesc mai mult ca sigur. Ia cu a întâia, na, nicio șansă. Se vede clar că am curcubeu în bord și nu o să meargă. Da. Destul de tristuș, ce pot să zic. A fost o mașină bună la viața ei. Nu, stai. F5. Ia să vedem. 40.000. Bine, doar roțile nu erau foarte, foarte lovite, să zicem, dar restul... Restul a fost destul de avariate. Bun. Din nou am reparat. Nu știu dacă să mergem pe aceeași rută. Eu am prins vreo 270 acolo. Dacă nu era tipul ăla în fața mea, eu zic că prindea și mai mult. Dar hai să mai încercăm o dată totuși. Acum avem sunt undeva pe lângă satul mare pe harta asta. Și hai să vedem noi. Așa are pe jur. Nu știu, mi se pare că accelerează chiar binișor. Bine, BMW-ul ăla M5 pe care l-aveam eu modul ăla accelera parcă mai repede și am prins și 300 și acolo. Dar depinde, că trebuie să ai o zonă unde să prinzi doar și numai linii drepte. Dacă ai prins doar și numai linii drepte, ajungi la un top speed super, super easy. Bine, acum nu știu dacă e vorba neapărat de un top speed, că nu știu exact cât e top speed-ul ei. Ai, frate, mamă, ce dublu, triplu șurub și dacă... Chiar mă gândeam, ce ar fi să cadă pe roți? Nu o să cadă pe roți. Dacă mă întrebați de bani de unde i-am, pentru că acum eu mai mult mă joc de distracție și pentru a testa mașinile, banii îi am... dintr-un mod, pur și simplu, stai că nu mi-apare chestia aia să intru în se. What the fuck? Ok, deci fii atent că pornește cu 100% de damage. Dar nu înțeleg de ce nu mi-apare să intru în service. Pornește, mai greu, dar pornește. Ok, deci adineaur a fost vreo 40.000, acum sunt 31.000, ok. Bun. Hai să... mai încercăm o dată și asta cred că e ultima încercare. Poate de data asta chiar reușesc să... Ok, nicio problemă. Chiar era de așteptat să fac damage exact când ies de acolo. De ce? De ce nu? Haide, haide, haide. Am băgat semnalizarea aici. M-am băgat direct. Am dat semnalizare. Bun, ideea e că mai sunt despărțitoarele astea pe jumătatea drumului și te încurcă destul de mult. Pentru că dacă n-ar fi ale, eu zic că ar fi mai easy să dai un top speed. Uite, până la 240-250 chiar urcă super, super bine. Aici este curba asta unde adineori m-am făcut praf. Dar uite că mașina se ține bine, am 250 și eram în curbă. Dacă n-ar fi despărțitoarele astea să-ți mai apară cineva în față, ghinion, 270. O să vă las modul în descriere, sper să-l găsești, să-mi spuneți și voi cât i-ați dat maxim. 280 și aici o să sar grav. Eram sigur că o să sar și o să mă fac praf. Eram sigur. Cade pe roți. Mai zic ceva. I-am dat-o pe a treia, iar am fost frer. Trebuia să o las pe a șasea. Pentru că acum mai mult de a treia nu o să mai ia și uitați-vă ce e în bord. Deci uitați-vă ce am în bord, i-a prins absolut tot.
Și așa, uite, 104, 105, dar e în blană, în blană. Și e clar că nu e cea mai bună soluție, pentru că deja a început să se oprească motorul și nu cred că o să mai pornească. Sau poate o să pornească, dar foarte, foarte greu, având în vedere damage-ul pe care îl are. Da, mă rog, cam asta ar fi episodul, o să mă pun acum repede să vă caut modul, vi-l las în descriere și nu uitați să apăsați și voi pe butonașul ăla de like, că nu costă nimic. Bun, cam asta ar fi episodul, salut!